dacă vreți, îmi trebuie puțin planeste. Hai să dăm așa de pandemie. Doamne, ajută la toată lumea. Pe dumneavoastră îl cunosc mai bine ca pe tata. Toată dragostea, să trăiți. Vă așteptăm cu drag la vot. Mulțumesc, eu n-am lipsit niciodată de la vot. Doamne, ajută să reușesc oameni buni. Cu bine, cu bine și eu. Și dumneavoastră, am trăit trai, cum se spunea pe vremuri. Da. Generații e timpul, domnule, avem copii, eu am 4 copii. Și am fost în tot județul ăsta, în tot orașul ăsta, aici 48 de ani. N-am găsit loc de muncă și lucrează slugi în străinătate. Cred. Vă rog să mergeți la vot, să ne votați. Unde vedeți calul, sigla asta, acolo spuneți. Domnul avocat Ionaș, ne-am văzut, ne-am văzut ieșan. Da, sigur că da, respect. Ce faceți? Florine? Fricăsuța, s-a încet ișorul ca bătrânelele. Peste ani am hotărâri judecătorească cu pământul de sub capul. Domnul Lucu, când a fost în campanie să devină primar, mi-a promis că mă rezolvă. Și ea, ca de atunci, atâția ani, și când mă duc la el, spune că da, nu am pământ, și a spus că să mă despăgurească cu mari bani. Facem în felul următor. Aveți actele domenitoare că ați fost proprietară pe terenul de sub capul. Bineînțeles, că nu m-aș fost de așa. Dați-mi numărul dumneavoastră cu telefon. Imediat după ce se termină campania electorală, că acum suntem puțin primești, vă dau un telefon să-mi aduceți altul. Am nădejde că o să mă rezolvați. Cu drag. Nu vă garantez că pot face neapărat ceva, dar iau și mă duc la... Nu, lung atâți ani. Nu, eu vă spun, dacă ies primar, rezolv problema asta. Vă ajute Dumnezeu! Asta... Și aici am un client. Dați-mi un client. Domnul avocat, știu de la televizor. Domnul avocat, președintele partidului nostru. Sărămâna, sărămâna. Ce faceți? Sărămâna, doamnă, bună ziua. Vă rog să mergeți la vot și să aveți încredere în noi. Doamne ajută. Boieșanu și președintele partidului nostru, domnul avocat Ionașcu. Drag, să trăiți, sărămâna. Da. Așa de pandemie. Respect. Da. Până când? Cu mine, dar e bun așa. Categoric. Așa te vreau. Nu fi cu mine. Păi, normal. O să te abarbatul. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Aia e. Bravo. A treia oră să trage cu noroc. Perfect. Suntem așa de pandemie. Domnul avocat Ionașcu. Cunosc eu din televiziune, din trebuie. Președintele partidului nostru, vă așteptăm la vot. Cu drag. Doamne ajută. Drag. Respect. Vă mulțumesc din suflet. Termina. Doamne ajută. Cu respect. Votați. Mergeți la vot, e important. Să rămâim. Doamne ajută. Datoria de cetățean. Mulțumim. Puțin încredere. Hai mă să mai schimbăm și ceva. Suceava modernă a fost făcută din intelectual. Din Franz Cavalier de Loș. Avocat venit din Viena. El a făcut Suceava modernă. El a făcut prefectura, primăria, muzeul, tot. Am ce Doamne, ajută drumul.